Bună ziua tuturor! Iată-ne împreună din nou aici la mine pe canal. Mă bucur să fiu din nou împreună în acest decembrie. Astăzi este în 20 decembrie 2023, bineînțeles, și această lună promite multe și facem foarte multe. Eu am reușit să fac aproape tot ce mi-am propus, deși sunt foarte multe de făcut. Voi face în acest vlog curățenie, o curățenie mai profundă în dormitor, în dormitorul meu, dormitorul matrimonial, camera matrimonială, așa cum se numește aici în Italia, și m-am dedicat în această zi curățeniei. Am șters praful, bineînțeles, deși se știe că praful este bine de șters de sus în jos, de la corpurile mai înalte spre podea. Eu nu am respectat neapărat această regulă, nu trebuie neapărat să o respecta sau este o regulă strictă. Fiecare face cum dorește, dar în general este mai bine să faci așa, ca să nu aduci praful după ce ai terminat la planul inferior de șters praful, ștergi obiectele la un nivel mai înalt și tot praful de sus cade din nou în zona în care deja ai șters-o. Acestea sunt niște trucuri care probabil le cunoaște toată lumea. Eu am masa de toaletă și de obicei încep cu masa de toaletă deoarece am foarte multe produse pentru păr, pentru corp, pentru față, pentru piele și așa mai departe. Ba chiar am și fierul de călcat cu rezervor de apă, un steamer foarte, foarte bun, de care sunt foarte încântată. Îl am pe această măsuță de toaletă care este plină cu de toate. Bineînțeles, sunt chestii care s-au umplut de praf. Avem praf foarte mult în zonă. Deci chiar este unicul lucru de care mă plâng și m-am plâns mereu, de praful din zonă, din orașul în care locuiesc. Praful, da, este un adevărat inamic, trebuie să fii pregătită mereu cu o cârpă în mână și să ștergi cam la 3-4 zile, dacă nu o faci, se vede. Deci praful începe să se vadă peste tot. Aici este vorba despre o curățenie profundă pe care o fac, iau la mână absolut orice obiect, îl curăț de praf, îl degresez, respectiv spăl anumite obiecte care necesită și o ștergere, necesită chiar o curățare bună pentru a le face să strălucească, pentru a le reda strălucirea lor naturală, cum ar fi obiecte din plastic, ceramică, etc., pe care le am și le-am acumulat de-a lungul timpului. Nu pot să spun că am un stil minimalist. Am foarte multe lucruri, foarte multe obiecte, foarte multe produse, foarte multe haine, foarte multe orice, foarte mult. Și nu mă plâng, din contră, sunt foarte fericită pentru că nu sunt persoana minimalistă. Deci, o persoană normală ar avea nevoie de puține lucruri. Eu, în schimb, cumpăr dublu sau de 3 ori mai mult decât îmi sunt nevoile. Fac eforturi mari să devin mai chipzuită, mai minimalistă. De aceea vă și spun vouă, pentru a avea în vedere acest lucru. Eu mă bucur că am multe parfumuri, nici acestea foarte multe, dar sunt destule, că am multe creme de față, că am multe seruri, dar când vine vorba să trebuiască să le curăț, să le ordonez, am nevoie și de mult timp.
Da. Și timpul costă bani, se știe. Time is money. Între timp ce eu șterg și fac treabă și aranjez totul așa, chiar mai... Deci într-o oarecare ordine, în funcție de activitățile mele, mi le pun la loc odată ce le-am șters de praf, fiecare tub, fiecare spray, fiecare sticluță și cutie, fiecare obiect. Și deci am început cu ștergerea prafului, inamicul numărul 1, de care mă ocup astăzi și iau camerele pe rând. Astăzi fac în camera de dormitor, în dormitor. Într-o altă zi voi face în bucătărie, într-o alta voi face sufrageria și așa mai departe. Băii îi aloc destul de mult timp, deci o dimineață întreagă vom face împreună și voi filma, vă voi lua și pe voi, astfel încât să vă inspir, să vă determin și să știți că aceste filmulețe pe care eu le-am făcut, le-am văzut și eu la rândul meu la alte persoane, vlogărițe, la alte influencer, care pe YouTube au o serie de filmulețe cu curățenia. Sunt și terapeutice aceste videouri. Mie mi-au plăcut foarte mult, chiar m-au inspirat. Nu că nu am ști să ne facem curățenie în propriile case. Fiecare își cunoaște casa, știe obiectele, știe fiecare colțișor al casei și cum să-l aranjeze ca să fie și drăguț. Dar, repet, aceste videouri care eu le văd pe YouTube mi-au folosit ca și terapie. Chiar îmi place să mă uit. Aici chiar am colecția mea de cercei pe care v-am prezentat-o într-un alt video. O să vă pun eu linkul deasupra. Apoi trec la partea decorativă pe care o am pe perete, la partea de decorațiuni din lemn, aceste pătrate din lemn, spun decorațiuni, sunt decorative de fapt, pe care am pus mai multe obiecte de ornament care trebuie luate fiecare în parte, șterse și respectiv degresate dacă nu ați făcut-o înainte. Toate obiectele, deci le dau jos, le cobor și șterg fiecare părticică, fiecare centimetru pătrat îl șterg de praf. Este foarte important și după ce fac acest lucru mă simt extraordinar de bine. După ce voi termina această cameră de dormitor, având o casă destul de mare, o să vă prezint eu într-un alt vlog și o să vedeți, fiecare cameră are 10 de lucruri, are mobilă multă și în momentul în care termin curățenia, mă simt o persoană revigorată, mă simt fericită, mă simt foarte încrezătoare în mine, mă simt optimistă și foarte veselă. Aici sunt în baie și am tapetul pentru căței care, bineînțeles, în fiecare zi îl schimb, trebuie schimbat, deoarece căței mei își fac nevoia mică, fac pipi pe acest covoraș. Bineînțeles că șterg, dezinfectez în urma lor, după care urmează să pun un covoraș special pentru căței, un fel de panolino pentru a fi totdeauna proaspăt și curățat. Mi se întâmplă rar să nu îl schimb, doar
doar să uit sau să am foarte multă treabă, dar în general în fiecare zi îl schimb, ba chiar și de două ori. Eu prefer să îl am tot timpul proaspăt, cum au făcut odată, deja l-am și aruncat. Voi pune și hârtia pentru șters mâinile, sulul de hârtie îl voi schimba, sul pe care l-am mereu în baie, după care voi trece și voi schimba lenjeria patului. Voi pune deci totul la spălat, cu excepția pilotei, care o voi întoarce pe cealaltă parte. Am o lenjerie nouă de la Zefiro. Văd că este made in Pakistan, dar este dintr-un material foarte, foarte bun. A fost și destul de scumpă. 50 de euro pentru o lenjerie de pat este destul de mult, deși am lenjerii și din in, care sunt normal dintr-o țesătură naturală. Acesta este de bumbac 100% și este din damasc, un damasc de calitate, foarte fin, un alb spre gri, alb gheață sau gri deschis, dacă vreți. L-am luat pentru că se asortează foarte bine în interiorul dormitorului, eu având mobila lucioasă, închisă la culoare dintr-un melaninico. Melaninico este materialul din care este această mobilă de dormitor. Mobila de dormitor m-a costat 2000 de euro și este cumpărată cu foarte mult timp în urmă, în 2005. Faceți o socoteală câți ani sunt, de foarte mulți ani, dar sunt foarte încântată. Atunci se purtau culorile mai închise la mobila de dormitor. În ultimii ani, la modă este culoarea albă și culorile deschise la mobilier. Da, n-am mai apucat să mai îmi schimb mobila de dormitor și cred că nu o voi mai face vreodată. Este frumoasă, m-am obișnuit cu ea, apoi șifonierul are ușile glisante, am foarte mult spațiu, este capientă, patul este foarte mare, confortabil, am o saltea foarte bună, pe care am pus un copri materazzo, o copertă pentru saltea specială, ați văzut, am pus-o adineaurea, peste care am pus lenjeria și piumino, adică copriletto, această plăpumioară. În Italia spunem piumino, l-am pus pe partea cealaltă. Al meu, având dublă față, am schimbat fața și am pus-o pe partea cealaltă. Am pus și cele două pernuțe decorative și obișnuiesc să bag acest copri piumino în interiorul patului, sub saltea, să o sigilez bine sub saltea. După care am trecut din nou la ștersul prafului și la mutat mobila de comoda de televizor. Cu
corpurile și comodele sunt mici, nu sunt foarte grele, sunt ușor de deplasat. Ceea ce este mai greu este șifonierul, pe care nu l-am dat la o parte niciodată. Nici nu se poate șterge pe dedesubt pentru că nu are loc. Este chiar pe podea, așa că este mai bine din acest punct de vedere. Sub pat pot să ajung și curăț mereu cu un dispozitiv special, Swiffer Duster, nu-mi venea cuvântul, practic eu vă spun cum se spune aici în Italia, la noi, probabil că și în România tot Swiffer Duster, este chiar numele firmei care a produs acest dispozitiv pentru făcut curat. După cum vedeți, eu folosesc mănuși și tot felul de șervețele uscate pentru șters praful și șervețele umede. V-am arătat adineaurea ce folosesc eu. Chiar și în acest moment am șervețele înainte uscate, folosesc după care umede. Cred că deja sunt la a doua trecere cu șervețelul umed. Sunt foarte practice, sunt foarte bune, miros foarte, foarte bine, sunt dezinfectante, mă împac foarte bine. Odată ce se murdăresc aceste șervete, care sunt albe și dintr-un material destul de rezistent, uitați, deci asta folosesc eu, nu costă mult, sunt 72 de bucăți într-un pachet pe care am plătit 1 euro până într-un euro jumătate. Îmi ajung la o curățenie, chiar la toată casa îmi ajunge un pachet de genul. Am dat la o parte și comodele din dormitor, comodele de la pat, sunt foarte ușoare, ușor de deplasat, ușor de mutat, așa că de obicei la curățenia profundă dau la o parte tot mobilierul și șterg bine și în spatele acestora. De obicei fac cu mâna. Am văzut că sunt persoane care utilizează aspiratorul în spate pentru praf. Da, este ok și aspiratorul, dar la suprafața care o am eu, care este destul de mică în spatele mobilei, nu am nevoie de aspirator. După ce am trecut deci cu șervetul uscat, trec și cu șervetul umed odată și șterg totul absolut. Dacă mai este nevoie, mai intervin încă o dată, fac încă o trecere, dar nu este cazul pentru că fac destul de des și nu are timp să se acumuleze așa de multă mizerie. Am trecut la persianele de afară, așa le numim în Italia, persiane, și se umplu mereu de praful din stradă. Acestea sunt chiar la ieșirea în stradă și datorită faptului că trec mașinile într-o parte și alta, se ridică mereu praf și fiind albe de culoare se vede praful. Am terminat cu persianele și am intrat în casă unde am început să șterg oglinzile de la șifonierul principal al dormitorului. Șifonierul este unul foarte mare, are aproape 4 metri pe 3 metri înălțime și am luat la mână absolut tot, toate oglinzile și chiar blatul de la ușile șifonierului, care v-am spus că sunt glisante
și se mută dintr-o parte în alta, astfel încât acest șifonier nu are uși care se deschid în afară și nu ocupă spațiu. Practic este șifonierul ideal cu ușile șifonierului ideale. Vă sfătuiesc să vă cumpărați sau să aveți așa gen de uși, pentru că este foarte, foarte practic. Pentru geamuri am folosit, pentru oglindă și pentru geamuri, da, am folosit vetril de la Fabuloso cu același produs, șterg și oglinda de la tabloul cu oglindă și cu foiță de argint pe care l-am în dormitor. Bineînțeles că n-am cum să uit și de tablouri ca să le șterg. Da, deci am luat la mână absolut tot ce ar mai fi de șters. În primul rând dau o privire, arunc o privire în jur, mai aranjez pernele care nu sunt chiar la linie și mai fac ordine, mai sunt lucruri de luat. Nu-mi place să fie multe lucruri pe comodă, dar nu am ce să fac, am nevoie de ele tot timpul. Între timp mă uitam și la un alt vlogger, la Marian's Adventure. Da, cam asta este situația. Mă simt foarte bine că este totul în ordine, totul este aranjat și voi trece apoi la final, după ce voi face o pauză, voi trece la să scot acest Piumino, această plăpumioară pe care eu am spălat-o și am lăsat-o la uscat, la scurs mai bine spus de apă, pe aceste bare de lemn în baie pe cada de hidromasaj. O să vă pun eu link-ul în partea dreaptă a filmulețului să vedeți modalitatea în care eu spăl covorașele și covoarele mele în casă în cada de hidromasaj și voi face chiar un video cum spăl eu aceste plăpumioare, păturile și tot ceea ce este de dimensiuni mari, cum le spăl în cada de hidromasaj. Aici l-am pus la uscat după ce s-a scurs de apă în cadă, l-am pus la uscat afară pe sârmă. Fac o mică pauză, dar în timpul acestei pauze, în care mă împrospătesc cu ceva de băut și mănânc ceva, voiam să vă arăt un săpunel de lavandă care are un miros extraordinar de plăcut, pe care l-am primit de la mătușa mea din București, de la doamna Silvia. Și m-am gândit eu să îl pun într-un vas tip farfurie mai adâncă, tip scrumieră. Este un vas realizat de maestri de Murano, care realizează sticla vestită și faimoasă aici în Italia, sticla de Murano. Am și eu câteva piese, aceasta este una dintre ele pe care am cumpărat-o eu personal atunci când am fost în insula Murano. Insula Murano se află în Veneția și chiar vă sfătuiesc să vă duceți acolo și să vedeți această fabrică de sticlă, care între timp am înțeles că s-a închis, nu știu dacă mai este deschisă. Acestea sunt șervețelele cu care voi continua treaba și voi ștenge în continuare praful. După pauza bine meritată, acum apuc din nou de treabă și vreau să termin cu lustra. Deși, cum vă spuneam la începutul acestui video, este bine să începem cu lustra și apoi să coborâm tot în jos. Dar asta este, am lăsat-o ultima, ba chiar am uitat de ea, după care am spus cum să uit, este
necesar să curățăm lustrele. Da, în primul rând pentru că lumina este mai bună când becurile și lustrele sunt curățate de praf și în al doilea rând praful se vede pe o lustră care este aprinsă și este bine să fie curățată de câte ori se face curățenia aceea intensă care se realizează odată pe lună sau fiecare cum consideră. Această curățenie fiind de Crăciun, normal că insist mai mult decât de obicei, după care voi trece la geamuri, ultimele fiind practic geamurile, după care șifonierele voi face puțină ordine. Stați cu mine în continuare și vedeți cum fac eu și care este rezultatul final. Da, pentru geamuri voi folosi tot produsul Fabuloso special pentru geamuri. Este o soluție detergent care are un fel de miros ca de spirit, dar este și aromatizată, are o aromă florală. Dau la o parte draperiile și perdelele, acestea nefiind nevoie să le dau jos și să le schimb, să le pun la spălat, deoarece le spălasem cu vreo 2 săptămâni înainte. Așa că, în general, perdelele și draperiile le spăl la o lună, o lună jumate, cam așa ceva. Acesta este produsul pe care eu îl folosesc, sunt foarte încântată și voi folosi o cârpă de microfibră care este foarte bună pentru geamuri. O să vă arăt și cealaltă care este chiar și mai bună. O cârpă de microfibră care cu adevărat o treci la final pentru a lustrui efectiv geamurile și aș recăpăta sclipirea. Leo este pe lângă mine, cățelul meu, și din când în când mă mai joc și cu el, îi mai arunc jucăria, mi-o mai aduce, iarăși o mai arunc, mă mai întrerupe, dar este plin de energie și de veselie, îmi dă o stare bună, deși el ar dori să mă joc cu el non-stop și, după cum vedeți, timp nu este, pentru că totuși trebuie să termin curățenia. De obicei aleg să șterg geamurile și să le spăl, inclusiv persianele geamurilor, când este vreme frumoasă afară, când nu este frig. Astăzi este o vreme splendidă, este chiar prea mult soare pentru a șterge geamurile, pentru că soarele de obicei îmi intră în ochi. Sunt 15 grade și maxima a fost chiar de 18 grade. Încet, încet, spre seară, temperatura scade și ajunge cam pe la 9-10 grade. Este foarte bine, aș spune, pentru decembrie, dar de la o zi la alta temperatura se schimbă și devine tot mai rece.
Da, și cum vă spuneam, asta folosesc eu, panicatura polvere profumati, adică șervete care pentru ștersul prafului parfumați, costă destul de puțin, 1,50 euro un pachet care are cel puțin 30 de bucăți. Acestea sunt șervețelele umede de care v-am tot spus. Acestea curăță, nu sunt și dezinfectante, dar când este cazul folosesc și acelea dezinfectante, le-ați mai văzut în alte videouri de ale mele, și acestea sunt cârpițele pe care eu le cumpăr din microfibră. Sunt foarte, foarte bune. Odată ce am început să le folosesc, nu pot să mai renunț la ele. Tot pe acelea le folosesc. Acesta este special pentru geamuri, după cum vedeți are o suprafață chiar lucioasă, este tot dintr-o microfibră specială care redă luciuri geamurilor și faimosul Fabuloso pentru geamuri cu aromă parfumată de flori, cu care mă împac foarte bine, pe lângă faptul că virgulă curăță foarte bine, are și un miros foarte, foarte plăcut. Am terminat și ordinea în șifoniere. Aceasta este partea de șifonier al soțului meu. El are jumătate de dulap și eu am cealaltă jumătate de dulap. Adică două părți sunt ale lui și două părți sunt ale mele. Dar în partea lui, eu mi-am mai pus și niște pulovere. Aici este partea mea cu rochii cu mânecă lungă și bluze și tot felul de vestuțe în partea de sus. Deci partea de sus am numai eu lucruri, în partea de jos, în aceste cutii de plastic, mi-am aranjat în formă de sul toate pijamalele și tricourile în care dorm. Pijamale de iarnă, pijamale de vară, așa că este totul ok, totul în regulă. Aceasta este tot partea soțului meu, unde are gecile și pantalonii. Eu am ajuns la încheierea acestui video, sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat, sper că ați găsit ceva măcar util în acest filmuleț al meu. Vă îmbrățișez cu mult drag, vă urez un decembrie mirobolant și toate cele bune! Dați un like dacă v-a plăcut acest video, scrieți-mi în comentarii ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și înscrieți-vă gratuit la canalul meu. Mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au înscris și în ultima săptămână. Îmbrățișez timul meu și echipa mea de urmăritori al Universului Marie Cris. Stați aproape de mine pentru că voi posta alte videouri și filmulețe în care sper să găsiți ceva interesant. Până atunci vă salut! Ciao!